Bună seara, bună seara! Vă salut pe toată lumea, salut toată comunitatea de șacal frumoși, de oameni frumoși și respectoși. În seara asta voi, voi face un vlog foarte frumos, foarte amuzant și foarte sincer, ca de obicei, cum v-am învățat eu pe voi de la început, de când fac YouTube. Voi vorbi în seara asta despre un berbec de la poarta Albă. Aș putea să-i dau numele, dar știți că eu am bun simț și nu vreau să fac lucrurile astea, că probabil omul o fi și el însurat, o fi și el vai de capul lui, oricum a fost, a fost o vagă vagabantă cât era pe la pușcărie, în sensul de că făcea măgări. Dar hai să începem cu începutul și să sper să vă placă și să fie ceva amuzant și ceva frumos. Băi, fraților, era... E mulți ani de zile în urmă, eram arestat la poarta albă și a venit un ordin. Noi, normal, pedepsele mari, cum să spunea, eram ținuți pe secția A6. Și a venit un ordin să ne mute după A6, să ne ducă pe secția A4, tot poarta albă. Bun, ne-a anunțat cu vreo săptămână înainte să ne facem bagajele, să fim pregătiți că mutarea e posibil să facă în orice zi care trece. Ne-am pregătit noi de, de mutare, toată secția, ne-a anunțat comandantul de secție, ne-a anunțat directorul, deci toată lumea cunoștea cauza, cunoștea situația că ne mută pe secția A4, după A6 nu era o problemă pentru mine, nu era o problemă nici pentru mulți alții, că noi cunoșteam pușcăria și cunoșteam secțiile, în special vorbesc despre mine. Dar cam majoritatea deținurilor cunoșteam și într-un cuvânt ne cam învățasem pe așa aici, pentru că noi eram, cum s-ar spune așa, gard în gard eram cu bucătăria. Pe noi decât gardul ne despărțea și o jumătate de metru așa de secția așa de bucătărie. Nici secția a patra nu era la o distanță mare de bucătărie, dar aici, dacă statusem mulți, mulți ani de zile aproape de bucătărie, ne era mai ușor cu tot felul de combinații cum să face și s-a făcut și să va face uh, mereu la pușcărie, în detenție, combinații între bucătar și deținut. Pentru că și bucătarul, tot deținut, este atât că are un uh, gabor, un supraveghetor desemnat uh, de sus care el verifică alimentele, el ține evidența la toate alimentele, dar să știe toată lumea, toată lumea mănâncă de la bucătărie, frate, indiferent că este hoț, indiferent că este gabor, că este angajat, toată lumea mănâncă pentru că așa este sistemul făcut. Bun, vine ziua respectivă, să ne mute, pe pa a pa patra, după a șasea, toți cu bagajele, ne-a dus acolo fără piață în curtea de plimbare comandantul secției după a patra era prezent acolo acum mai era și lume cu reclamații cu ferește-mă de ăla, ferește-mă de ghepard, ferește-mă de de leu, fărește mă de panteră și așa mai departe. De ăștia de se mi protejează, ăștia. Era și, era și unii dintre ei. Nu vreau să le dau nume. Bun, acum în camera unde, de unde plecasem eu după a șasea, era foarte, foarte mare camera și eram în jur de vreo 40 de ani, să spun așa. Când am ajuns pe a patra, ce mi-a zis comandantul de secție? Băi, zice, nu am o așa mare cameră să pot să vă bag pe toți. A vorbit cu mine în special. Ca așa să făcea. Nu neapărat că, vezi, doamne, eram eu șef de baracă sau lucruri de-astea. Eram mai cunoscut, făcusem rele pe acolo, făcusem belele, mă cunoșteam cu toate cadrele, mă cunoșteam cu majoritatea angajaților, și întotdeauna ei căuta să împuce, împartă lucrurile așa și să împace treburile între unii și alții să fie bine și să nu mai vei evenimente ce spune? băi, laure, te bag la camera uh, 16 bine, știam camera că era o cameră foarte micuță nu aveam loc toți deținuții care plecasem după a șasea, și ce îi spun acum? băi, zic, dacă tot mă bage aici zic vis-a-vis bagi și pe restul din camera noastră care am plecat cu toții de acolo ca să avem mai împreună, Una să fim cu toții și să fie treaba bună, să nu ajungem să uh, facem scandaluri, să facem revolte, să facem figuri, să facem nazuri, să facem de -astea. Bun. Comandantul de secție, de înțeles. În general, comandanții de secție, rar, foarte rar mai găseai Câte unul care era îngânfat așa să fie comandant de secție la periculoși, cum era înainte, că nu era cu regimurile încă, la periculoși și mai ales la pedepse mari. Întotdeauna și conducerea căuta să aibă un comandant de secție uh, bun și să știe să lucreze cu deținutul, mai ales cu pedepsele mari, cu periculoșii, pentru că acolo se întâmplau cele mai multe uh, nenorociri, să spunem așa, cele mai multe evenimente. Și nimeni nu-și dorea ca să ia foc o secție de pedepse mari Că știa că cu greu îi mai stinge pe, pe toată secția. Că erai 4 500 3 400 de inci pe o secție și e greu. Îți trebuie intervenție să-i pui la punct. Nu așa, nu joacă, nu glumă, nu caterincă. Ce zice comandantul? Bine, mă laure, dacă zice asta e propunerea ta, înțelegi? Da, eu vreau să fi liniștit pe secție la mine. Știi că ai mai fost, eu mai fusese înainte cu câțiva ani de zile pe secția a patra, fusese la camera de periculoși. După ce ieșisem de, de la restrictivă, am mai povestit lucrurile astea cu restrictiva, cu revoltele, cu ce am făcut eu, cu urcatul pe pușcărie, până penitenciarul Poarta Albă. Sunt o grămadă băieți pe aici, nu spun cu laudă, nu spun cu uh, lucrurile astea de afirmație, să mă dau mare ceea ce am făcut. Eu doar povestesc din trecutul meu, știți destul de bine. Și nici nu-mi văz pe nimeni să facă ceea ce am făcut eu și să treacă mai ales până ceea ce am trecut eu, 23 de ani de detenție. Da, asta spun mereu la puște ăștia de ziua. Da, să fie cum să-și vadă treaba lor. Bun. Cadem de acord, ne împărțim în două camere, cum ar fi. Intru la camera 16, unde mi-a zis el. Restul intră la o cameră alăturată. Treaba bună. Păi zic, bă, fraților, asta ei înțelegem situația. Am căzut de acord cu comandantul de secție, am vorbit cu toată lumea de față, nu ne-am dat deoparte, eu cu comandantul sau ăla la comandantul, chiar nu aveam noi de în casă, stăm noi la vrăgeală comandantul pă, ascuns așa. Pentru că aveam camera formată acolo la pașasea și ne înțelegeam și ne împăcam foarte, foarte bine unul cu celălalt. Zic că să avem aer împreună, atât că nu mai suntem în aceeași cameră, dar zic că 2 metri de la geamul ăsta până la Indiferent ce e nevoie la unii sau la alții, pa, imediat aruncăm calea și că am luat 3, 5, 7 pachete de țigări, avem ce fuma și tot așa, ne ajutăm între noi cum am fost și în camera respectivă după secția 6 -a și treaba e bună. Gata, frate, ce spune toată lumea. Bun. Ne punem noi frumos în camera acolo, ne așezăm în cameră, fiecare la patul lui, toată lumea știa ce are de făcut, toată lumea știa situația că rămăsese aceeași regulă care o avusesem și pe a șase, pe mine nu mă interesa ce făcea lumea în cameră, atâta timp, atâta mă interesa pe mine, să nu se facă japcă, să nu se fută în cur, să nu facă violuri, da să se dă pârnaie de penitenciar și <coughs> să-și vadă de treaba lor. În rest, prezența la apel dimineața și seara și treaba era bună pentru toată lumea. Bun. La un moment dat, pleacă un băiat, un prieten al nostru, din cameră, pleacă să internează pe spital pentru niște probleme, pentru niște consulturi, ce avea el acolo medicale, să internează pe spital și rămâne un loc liber, atunci vine berbecul ăsta, îl aduce garda, cu dedicație îl aduce în cameră. M aș putea să-i dau numele, oricum îl cunoaște toată lumea, știe că e o javră, ai înțeles? A avut o perioadă care a pozat ca băiat bun și după aia l-a mirosit toată lumea ceea ce făcea el. Unu hatoi, un berbec, ciut, ciutule e vin. Ocoa vine ofițerii cu un tămbălău, hălău, tâmbălău cu el. Băi, ce îl primești pe hatul încă, bă, dracu, aici, îl știam dreacu după la spital, îl știam pe secția 6, îl știam pe secția 5, apoi unde fusese în toată pușcheria. Bă, că trec cu dreacu aici de rap la dreacu. Bă, zice, a venit cu halai, bă, fă, lasă-le că știu că-i recalcitrant ăsta și să vine acum, în auzi că ne face jepcăreală, ne ia pachetele, ne că salamul din grate, ce dracu' trage de șuncă, că nu ne mai înțelegem cu el, gata, nu mai, își lasă, <laughs> își lasă figurile astea la poartă când e vorba să intre în camere cu mine. Bun, îl bag în cameră pe hatoi, i-am dat un pat frumos, regulamentar și îi spun. Lărbecule, fi cu minte, vezi de treaba ta, nu face ce ai mai făcut, pe unde ai mai fost, ca să fie bine. Că dacă nu, o să fie rău și vai de pielea ta. Ce ești tu ciut? Dar ce te las eu ciut? Nu, frate, că nu fac, că știi că vorbește lumea, știu, mă, lasă, dracu, dacă eu știam destul de bine câte măgării făcuse el și pe spital și pe la alte camere și pe să mai hăita el cu încă unul, un, doi, trei, 7. Știam, Bine, mă las că știu. Vezi de treaba ta, asta acolo? N-ai țigări, uite. Nu, domne, cam țigerea. Aveam telefoane, chiar era o perioadă bună. Era telefoane în cameră. El venise și el cu un telefon al lui, treaba bună. L-am ajutat cu un cod de 6 euro și uh, câteva zile el a fost băiat cu minte, așa să spun. Și a văzut de treaba lui. I-am dat uh, nes, că bea nes berbecu, uh, țigări avea. Bă, vrei să-ți dau un carton de țigări? Nu, domne, ca am țigări amale. Bine, vă dacă ai. Știam că îi căuta, știam că juca barbut, făcea combinații, nu era el prost așa, dar o mai splnea câteodată cu uh, jepăcărea asta, cu le astea. astea, lucrurile astea le făcea când avea și el putere, cum să ar spune așa, lângă el, și când să hăita eu cu alți drei, 3, 4, 5 berbeci de, uh, de ai lui. Treaba bună. La câteva zile face niște greșeli dă vine o grămadă reclamații la cameră la mine. Băi, fraților, iau măsuri, nu e normal să iau măsuri dacă toată lumea vine, am spunea ba una, ba alta. Dar voi povesti în continuare în alt vlog despre Hatoi ce făcea el și cum era el ca persoană. Până data viitoare, eu vă salut pe toată lumea, vă doresc multă sănătate la toată lumea, fie fete, fie băieți, forța șacalii și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, vă aștept cu mare drag și lăsați câte un like, lăsați câte un mesaj pentru subținerea canalului. Iar pușteștea de ziua de astăzi, eu îi îndrum să fie cu minți, să meargă la școală, să învețe o meserie, să stea frumos în libertate, și să evite anturajele nocive, să evite prieteniile care îi trage în jos, să evite toată lumea și pe toți cunoscuții care sunt în apropierea lor și vor să-i ducă numai spre lucruri rele. Asta e părerea mea și vreau să, chiar aș vrea să ia de bază lucrul ăsta, să-și vadă de treaba lor, să bucure de viață, de libertate, pentru că pușcheria este foarte, foarte grea. Până data viitoare, vă salută șacalul cu forță și cu mare respect. O seară frumoasă la toată lumea și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul. Vă pup cu drag!